Unii își măsoară puterea, iar alții energia pe care o degajă la nervi. Instalate ilegal pe la colț de stradă, în parcuri și chiar la intrarea în piață, aparatele de box îi deranjează pe unii locuitori ai capitalii. Alții, în schimb, se aventurează și achită câte 10 lei doar ca să măsoare cât de tare pot lovi un sac de box. Cei de la primărie susțin că dispozitivele sunt instalate ilegal și au obligat pretorii de sector să ia măsuri cu agenții care le instalează în mod abuziv. Un astfel de aparat pentru distracție este amplasat și la intrare în grădina de Dendrariu. După cum vedeți, acesta are loc pentru încasarea banilor, însă nu eliberează niciun tichet. Mai mult decât atât, este supravegheat video. Cei care vin mai des în parc susțin că ar vrea să se plimbe în liniște, însă chiar de la intrare sunt deranjați de loviturile în sacul de box, care produc un zgomot puternic. Eu sunt potrivă, fiindcă vin maturii și când trec copiii mici, foarte tare arunc cu putere enormă. Copilul meu s-a speriat foarte tare, din cauza la asta eu foarte mult timp am fost la neurolog, copilul din motivul ăsta, și nimeni nu dirigează chestia asta. Nu era nimeni la care să depun plângere, să trebuie scos. De ce? După asta e de obicei inutil. Și așa copiii au telefoanele o grămadă și șed între slinca asta. Să mie ne mișaet. Ia prosul, păguleau și pe aparatul de box este afișat și un număr de telefon. L-am format pentru a lua legătura cu administratorul afacerei, însă am reușit să vorbim doar cu o persoană de gardă. Suntem de la TV8 și facem un reportaj. Puteți să ne spuneți dacă este amplasat legal? Da. Aveți și acte care ar confirma acest lucru, sunt, da? Sunt acte, sunt. Dar cine v-a permis să-l puneți? Aveți autorizație de la primărie? Este autorizație, da. Cine v-a eliberat-o? Domnule, este unitatea de gardă. Am înțeles. Noi vreau să... Eu nu pot să vă spun toate întrebările. La revedere. Tot pe strada Ion Creangă, la intrare în piața Negustorii, se află un astfel de dispozitiv. Acesta a fost instalat de aceeași companie. Cel puțin ne putem da seama după numărul de telefon, care este identic cu cel de la parcul Dendrariu. Nici cei care vin la piață nu păreau să fie tare încântați de faptul că aici a fost instalat acest aparat de box. Tinerii te s-a dus sau cu acoațul, la sala cu forță, sau spuncească la bodie, la... Cred că acolo se încerce puterile, dar aici cred că ceva business. Cred că nu pus și cineva aici așa, băieți de aici crutești, care fac bani de nică. Ну, я считаю, что здесь он не очень нужен, потому что все-таки это базар, люди ходят за продуктами, за покупками, это должно быть где-то определенное место для этого, где аттракционы, где молодежь может развлекаться, мерить свою силу. Responsabilii de la primărie susțin că aceste aparate sunt instalate ilegal. Mai mult, ei declară că pretorii de sector au fost obligați să ia măsuri cu agenții economici care le-au amplasat prin Chișinău. Contactat de TV8, pretorul sectorului Botanica, Vadim Brânzăniuc, ne-a spus că săptămâna aceasta aparatele vor fi evacuate.